Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei călători și pelerini prin Țara Sfântă! Iată-ne gata de o nouă călătorie, de o nouă incursiune prin Israel, să descoperim locuri noi, obiective noi și interesante. Ne îndreptăm spre Valea Ela sau Valea Terebinților, numită așa după copacii mari și umbroși de terebint, ce se află în Israel lângă Azeca și Soco. La începutul anilor 1900, ținutul Israelului era pustiu, fiind în mare parte un deșert. După secole de abuzuri, ținutul a rămas fără păduri, vegetație și frumusețe naturală. În anul 1901 a fost înființat Fondul Național Evreiesc Keren Kaemet Lizrael, începându-se strângerea de bani pentru cumpărarea unor loturi de teren pe tot teritoriul străvechiului ținut al evreilor. Fiind paznicii țării promise, acești oameni au plantat peste 250 de milioane de copaci, ajutând la dezvoltarea ținutului și prin alte moduri. Copacii aceștia, pădurea, mărginește Valea Terebinților. Dovezile arheologice și istoria biblică ne confirmă că această vale a fost odată scena unei lupte directe, celebre din istoria omenirii. În urmă cu aproximativ 3.000 de ani, aici a avut loc cea mai mare confruntare dintre armata filistenilor și cea a izraeliților. Timp de 40 de zile, Goliat, un luptător uriaș din orașul filistean Gat, i-a batjocorit pe față atât pe izraeliți, cât și pe Dumnezeu. În cele din urmă, Goliat l-a văzut pe David, unsul lui Dumnezeu, venind spre el. Uluit, el a început să-și bată joc de David, care i-a răspuns: și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Tânărul păstor a ales una dintre cele 5 pietre pe care le-a adunat și a folosit o praștie pentru a o azvârli spre Goliat. Aceasta a lovit dușmanul în cap, el căzând la pământ, rănit mortal. Luând sabia uriașă a lui Goliat, David i-a tăiat uriașului capul. Când filistenii au văzut că eroul lor a fost ucis de un adolescent, au luat-o la fugă. David știa că Dumnezeu este de partea lui și de aceea a avut curajul ca aici, în Valea Terebinților, să înfrunte un combatant înarmat cu o înălțime de 2 metri și aproximativ 70. El știa că împreună cu Dumnezeul lui îl putea înfrânge pe uriașul care îi stătea în față. Atotputernicul s-a folosit de el și de o piatră pentru a arăta că este suveran și demn de încredere. Să pornim însă la drum spre acest loc și până ajungem acolo, domnul pastor Viorel Candreanu din Suceava ne spune câteva lucruri legate de obiectivul pe care urmează să-l vizităm. Valea în care Saul cu armata lui se confrunta cu armata filistenilor, iar armata filistenilor avea în rândurile ei pe Goliat, un om care avea probleme genetice și pare să fie o sămânță, un neam de oameni care la un moment dat aveau anumite malformații și medici ar putea spune că sunt bolnavi de gigantism. Vorbește Scriptura de oameni care aveau câte 6 degete la mână, la picior. Un asemenea specimen era și acest Goliat. Armata filistenilor l-a scos pe Goliat în față și a provocat armata lui Israel ca în loc să fie un război ca celelalte războaie, să fie doar o luptă om la om și cei din Israel să-și aleagă un om dintre ei, un bărbat dintre ei care să se lupte cu Goliat. În mod normal, în Israel cel mai înalt bărbat era Saul. Cuvântul spune că îi întrecea cu înălțimea unui cap de la umăr în sus pe toți bărbații lui Israel. În situația asta însă Saul, care era practic dator să dovedească bărbăția lui, nu are curajul să se lupte cu Goliat și cuvântul Domnului spune că zile în șir armata lui Israel este umilită, este batjocorită, până când Isai, tatălui David, îl trimite pe David de la oi să ducă ceva de mâncare pe front fraților lui mai mari care erau în Valea Terebinților. Ce e interesant acolo și ce spune cuvântul Domnului este că David trebuia să ducă ceva de mâncare la frații lui, dar purta cu el și niște plocoane, niște bunuri care erau
date de către tatălui căpeteniei ce conducea ceata în care se aflau copiii lui Isai. M-am gândit că tatălui David ar fi vrut poate cumva fiii lui să ajungă și ei gradați, să fie și ei puși într-un loc mai ușor în timpul luptei, să fie scutiți cumva, și tatăl s-a gândit în felul lui să înlesnească ascensiunea fiilor săi trimițând aceste plocoane către căpeteniile din Valea Terebinților. David spune Scriptura, a ajuns imediat în vale, a lăsat bunurile la cel care păzea calabalâcurile și a înaintat pe câmpul de bătaie. Acolo el personal îl aude pe Goliat, cum batjocorește și umilește din nou armata lui Israel. Dar David, cu o gândire duhovnicească, sesizează un lucru care atrage atenția în spusele filisteanului, adică filisteanul acela se atinge de numele lui Dumnezeu, și hulind numele lui Dumnezeu, David înțelege că filisteanul practic are o serioasă gaură în scutul lui și că este practic hotărât nimicirii din cauza că s-a atins de numele lui Dumnezeu. Și profitând de situația asta, David prinde curaj și în urma ceea ce aude că împăratul va scuti de dări casa tatălui său și va da de nevastă pe una din fetele lui și Isai are șansa să se încuscrească cu împăratul lui Israel, David se prezintă la Saul și spune că el este gata să se lupte cu filisteanul. În prima fază, Saul încearcă să vorbească cu el părintește și vrea să-l oprească. Apoi, Saul îi oferă armura lui, dar în momentul când David se îmbracă în armura lui Saul, armura aceasta mai mult îl imobilizează pe David. E un handicap pentru David și din cauza aceasta el hotărăște să nu îmbrace armura și să plece pe câmpul de bătaie echipat altfel. Ajungem în Valea Terebinților și ca să avem o imagine mai bună, urcăm dealul pe care s-a plasat și armata filistenilor în frunte cu Goliat, atunci când se pregăteau să înfrunte armata izraelită. Și până urcăm, ca să nu obosim prea tare, ascultăm o piesă în limba ebraică. Ve David yafe naim uro ebashoshanim, ve David yafe naim uro ebashoshanim, ikasha ul ba'al afar, ve David beriv botar, ve nisha echa evet ha'yam.
Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Am ajuns la destinație, adică în vârful acestui Tel Azeca, locul din care privim spre Valea Terebinților și ascultăm explicațiile lui Slavik Spătaru, cel ce ne este astăzi ghid în călătoria noastră prin Israel. Locurile care au fost folosite de către David ca comandant de armată, ca Iosua și ceilalți care au condus armata israeliteană, toate locurile strategice care au fost folosite în timpul patriarhilor, au fost folosite și în timpul războaielor care le-a dus Israel din 48 până în ziua de astăzi. Într-adevăr, după cum vedeți, acestea sunt puncte strategice, deci colinile astea, munții ăștia, intersecțiile acestea, joacă un mare rol în timpul războaielor. Cum se începe istoria locului respectiv? Vedeți intersecția spornește pe vale. Eu cred că David, într-o oarecare măsură, acel traseu care l-a parcurs când tatăl său l-a trimis la frații lui aici ca să aducă cu măgărușul hrană. Și deci venind aici, uitați-vă, locul unde suntem noi acum era stabilit filistenii. Era un locul acesta, pe înălțimea aceasta. Aici se socoate că era armata filistenilor. Și în partea aceea, pe colina aceea, pe muntele acela care le vedem noi aici în fața noastră, acolo era stabilită armata lui Saul. Ne spune nouă Sfânta Scriptură că în fiecare dimineață se aranjau în formă de luptă și armata israeliteană și filistenii iarăși la fel. Și din partea filistenilor întotdeauna ieșea Goliat și începea deci să ponegrească și pe Dumnezeul lui Israel, încerca într-o oarecare măsură ca să ia țâță și cineva totuși să iasă la lupte. Însuși statura lui, care ne spune Sfânta Scriptură că era un om foarte înalt, Chiria din Gat, spune că familia lui, el de fapt făcea parte din oameni foarte înalți. Care era armamentul care îl aveau filistenii? Erau din fier. Ce armament aveau armata israeliteană? Aveau din aramă, de obicei, sabii de aramă, dar spune că numai Saul și Ionatan avea sabii. Două sabii erau făcute din fier și tot restul erau din aramă. Și zalele lor, și sulițele lor, și săgețele lor, tot erau făcute din aramă. Coifurile, platoșele, tot absolut. Și deci asta era una dintre primele lupte a lui Saul cu o adevărată armată. Din câte știm noi și istoricii ne spun că filistenii erau oameni foarte războinici, oameni care au trecut marea, oameni care deja aveau tactică de armată, știau prelucrarea fierului și asta era un avantaj foarte mare și armata în partea aceea care nu avea nicio experiență în luptă armată, toate lucrurile astea erau într-o stare foarte descurajată armata. Și în momentul acesta ajunge aici David cu măgărușul și aude zarva care se vede cu treaba asta. Și atunci el și-a propus, el, merg eu. Într-o oarecare măsură interesant că frații lui nu credeau că el poate face ceva, de fapt, și poate câștiga ceva. O armată întreagă stătea în fața filistenilor, în fața lui Goliat, și când acolo veni un copil, că de fapt era un copil. Noi deseori vedem în fața nevoilor noastre, vedem un Goliat și nu vedem posibilități care ne poate da Dumnezeu, de fapt. Că nu contează însuși statura omului, puterea omului, ci contează credința lui și legătura lui cu Dumnezeu. Și David avea această legătură cu Dumnezeu. Și spune Sfântul Cuvântul al lui Dumnezeu că a luat câți pietri? 5 pietri. Râul care curgea, uitați-vă, vedeți acolo, David alege 5 pietri, David îi spune, tu vii cu puterea ta, cu fala ta, cu vitejia ta, cu iscusința ta, eu vin în numele Dumnezeului Israel. Și l-a prins drept în frunte. Oricum, ca strategie, loc mai bun aveau și avantaj aveau filistenii aici fiind de sus. Lupta aceasta în minoritatea poporului Israel, Dumnezeu, eu cred că dacă ne-am uitat cu atenție în toate luptele care le-a dus Israelul, Dumnezeu s-a străduit să micșoreze numărul ostașilor armatei israelitene și ca să-i arate întotdeauna că biruința depinde de legătura cu Dumnezeu. Thank you.
Israel era obișnuit să lupte încete, în oști mai mari, dar de această dată vedem că filistenii au folosit o tactică mai deosebită. Decât o victorie și implicit o înfrângere cu mulți morți, mai bine un rezultat cu o singură pierdere, victoria fiind de partea poporului, al cărui reprezentant rămânea în viață. Israeliții se uitau la ei și se întrebau, oare cine să fie așa de dotat ca să se lupte cu Goliat? David, deși era doar un tânăr mic de statură, fără echipament adecvat de luptă, nu s-a uitat însă la el, ci toată încrederea și-a pus-o în cel de sus, în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, în Dumnezeul lui Israel. Mai mult chiar, el n-a acceptat să lupte cu armătura lui Saul. A rămas la armele cu care era obișnuit și nu le-a acceptat pe cele ale lui Saul. A știut că înaintea lui Dumnezeu nu are valoare o dotare puternică de război, ci o inimă predată în întregime. Finalul îl știm. Goliat este înfrânt fără nicio șansă. Concluzia pentru fiecare dintre noi este să ne punem încrederea în Dumnezeu în fiecare clipă a vieții, iar frica în mijlocul luptei nu va fi prezentă, pentru că împreună cu El suntem mai mult decât biruitori. Cu aceste cuvinte încheiem călătoria noastră de astăzi în Țara Sfântă. Dragii mei pelerini, sunt Lucia Machidon și vă mulțumesc pentru însoțire, dar vă aștept și la următoarea noastră vizită în Israel. Până atunci, de aici, din Valea Terebinților, tuturor vă spun Shalom! Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.